Românii au pierdut de mult lupta cu prețurile. De la o zi la alta se aplică majorări, iar oamenii nu mai știu cum să o scoată la capăt. În topul scumpirilor se află legumele. În luna februarie, românii au cheltuit cu 25,7% mai mult pe legume comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În plus, Uniunea Europeană a arătat că în România s-a înregistrat cea mai mare creștere a prețului la legume, aceasta fiind de 4%. România este rușinea Europei. La noi au avut loc cele mai mari scumpiri, după cum arată statisticile europene. Creșteri de prețuri s-au mai raportat în Ungaria, Slovacia și Cehia. Totuși, românii au suportat luna trecută cea mai mare majorare. Și pentru că la mâncare nu pot renunța, oamenii au redus porția din farfurie. Doi cartofi pun în tigaia și mănânc. Din ce cauză? Păi din ce cauză? Că nu mi-ajunge banii. Pâinea, cât este? Scumpă. Scumpă, mană. N-ai cum să faci economie la mâncare. N-ai cum. Special că avem și copii. Și da. Atunci cum faceți? Luați din altă parte, cheltuiți la piață? Păi cum să facem? Venim aici, vedem cum sunt prețurile, unii mai ieftin, de acolo luăm și noi. Ce să facem acum? Renunțați la alte cheltuieli? Păi alte cheltuieli trebuie să renunț, că la burtă nu poți să renunț. Afară de ele de vară nu-i nimic ieftin. Toate sunt scumpe. Asta este. Sunt mai mari, mai mari ceva, da. Cum faceți când veniți la piață? Aveți listuță, vă abateți de la ea, puteți cumpăra în plus? Avem și listă de obicei cu ce ne trebuie să cumpărăm, apoi ne orientăm la fața locului. Mă țin de listuță. Din ce cauză? Păi, ca să ne reușesc să le iau pe toate care le găsesc. Asta e, mâncăm ce avem. Indiferent de preț. Indiferent de preț, că oricum de mâncat trebuie să mâncăm. Dacă se face 30, tot o să lungă. Așadar, românii nu-și mai pot cumpăra nici măcar legume. Oamenii spun că au buzunarele goale și nu mai pot suporta alte scumpiri. Sărăcia își arată colții în Mehedinți, mai ales că numărul persoanelor fără loc de muncă este de ordinul zecilor de mii. Speranțe nu par să se arate în condițiile în care conducerea PSD a județului nu face nimic pentru a schimba situația economică.